Bună, eu sunt Teo și astăzi vorbim despre primul an de liceu. Liceul poate părea pentru unii o enigmă, pentru unii ceva ce abia așteaptă să înceapă. Pentru mine a fost cea de-a doua variantă, pentru că eu în gimnaziu am fost și mai timidă și mai introvertă decât sunt acum, să zicem, și cumva mi-am spus că, Teo, la liceu trebuie să începi și tu să fii mai sociabilă, să cunoști oameni noi, să-ți faci prieteni noi și asta am încercat să fac în 4 ani de liceu. Dacă mi-a reușit, dacă nu mi-a reușit, nu știu. Eu sunt mulțumită de evoluția mea, dacă poate fi numită așa. Și astăzi voi încerca să vă împărtășesc din vasta mea experiență, în ceea ce privește liceul și o să vă dau câteva sfaturi sau o să încerc să vă dau câteva sfaturi despre ce să faceți și ce să nu faceți pentru a face din ăștia 4 ani o perioadă faină din care să și învățați ceva, dar în care să vă și distrați. Ok. Povestea mea stă cam în felul următor. Eu am făcut și gimnaziul și liceul în aceeași școală, adică pentru cei care sunt din Severin, la Siseica. Deci, pentru mine, clasa nouă nu pot să zic că a fost un șoc prea mare, întrucât îmi cunoșteam majoritatea profesorilor, cred că 2-3 au fost noi, și pe aceea am reușit să-i cunosc destul de repede. Problemă, ca să numim așa, nu au fost profesorii pentru mine, ci au fost oarecum colegii, întrucât eu voiam să fiu cât mai friendly cu toată lumea și să-mi fac cât mai mulți prieteni, să, nu știu, socializez cu toți. Și din punctul ăsta de vedere am rămas cumva dezamăgită, pentru că eu am pornit în clasa nouă cu multe așteptări, foarte multe, care majoritatea au fost demontate din simplul fapt că oamenii nu sunt așa cum par a fi. Și din păcate am ajuns la concluzia asta abia prin clasa 12-a, după ani în care am crezut că unii oameni îmi sunt prieteni și de fapt nu mi-erau. Și după multe dezamăgiri am ajuns și la concluzia că așa sunt oamenii și așa e viața, așa e liceul, așa e societatea, nu știu. Și de asta, primul sfat pe care vi l-aș putea da ar fi să încercați să fiți cât mai sinceri. Chiar dacă probabil vor fi colegi care vor încerca să pară ceea ce nu sunt, veți vedea că în timp vă veți cam da seama cine a fost sincer de la început și cine nu a fost. Pentru că, să fim serioși, nu poți să te prefaci toată viața ta că ești cumva când tu de fapt nu ești. Atunci când ești tu însăți de la început, cred că e cumva mai ușor să îți faci prieteni și să te apropii de anumite persoane, pentru că ele își dau seama de la început cum ești, te cunosc și atunci, nu știu, își cam dau seama dacă pot să socializeze cu tine, dacă sunteți pe aceeași lungime de undă, dacă vă puteți înțelege. Și, nu știu, ăsta e un sfat pe care, sincer să fiu, vi l-aș da în orice situație, să fiți cât mai sinceri și cât mai voi, să nu încercați să păreți ceea ce nu sunteți, pentru că, din punctul meu de vedere, nu e ceva useful, în general. Chiar dacă poate pe moment oamenii o să creadă că sunteți, wow, cei mai tari, cei mai șmecheri, o să vedeți că prietenii adevărați nu vor fi interesați de asta, vor fi interesați de cum sunteți voi, în realitate, ce pasiune aveți, ce vă face plăcere să faceți, cum vă petreceți timpul liber și toate răhățelele astea care pe moment nu vi se par atât de relevante, dar care de fapt contează atunci când vreți să legați o prietenie de durată. Ok, sper că nu vi se pare că țip. Sper, nu știu. Se poate să se audă puțin ecou pentru că sunt în altă cameră, v-am mai spus acum câteva clipuri că acum filmez într-o altă cameră. Ca să nu mă mai sufoc și ca să nu mă mai topesc. Da. Cel de-al doilea sfat pe care vi l-aș putea da ar fi să încercați să vă împrieteniți cu oamenii din primele zile, pentru că atunci e momentul oportun să vă apropiați de anumite persoane, pentru că totul este nou, nu aveți nicio părere formată unii despre ceilalți și dacă simțiți cumva că, nu știu, sunteți atrași, nu în sensul de a fi împreună cu cineva, că sunteți atrași de o persoană, că rezonați cu ea, că aveți același vibe, nu știu,
mergeți la ea, vorbiți cu ea. Nu trebuie să fie neapărat colegi de clasă, pentru că poate să fie, nu știu, colegi din clase paralele, cu care să vă înțelegeți la fel de bine ca și cum ați fi în aceeași clasă. Nu are asta relevanță până la urmă, pentru că atunci când veți ieși, nu veți ieși doar cu colegii, probabil, nu știu. Eu am avut prieteni din clasă, în mare parte, dar... Na, în fine. Cred că iară să încep să mă bâlbâi și o să stau 10 ani să editez video-ul ăsta. Da. Al treilea sfat pe care vi l-aș putea da ar fi să nu aveți așteptări foarte mari. În sensul în care puteți fi relativ dezamăgiți. Atât de școală, atât de profesori, atât de colegi, atât de orice situație prin care puteți trece. Majoritatea privesc liceul ca pe ceva super wow, care abia așteaptă să înceapă și care le va schimba probabil viața, dar în realitate nu este așa. Bine, mai este și categoria de persoane care e super speriată de liceu, nu știe ce așteaptă și oarecum vă înțeleg, pentru că și eu dacă aș fi fost într-o școală nouă, probabil aș fi avut aceleași sentimente, dar din nou, cunoscând profesorii, n-am avut o problemă cu asta. Eram obișnuită și cu o parte din colectiv, pentru că fusesem colegi și în gimnaziu. Și atunci, nu știu, pentru mine adaptarea asta nu a fost ceva... N-a fost așa o ruptură bruscă de la gimnaziu la liceu, nu. A fost normal, pentru că fiind în aceeași școală, cu aceiași profesori, de obicei profesorii de liceu au niște standarde ceva mai ridicate față de cei de gimnaziu. Și ne-am obișnuit cu chestia asta din clasa 5, ceea ce nu a fost decât un avantaj pentru noi, din punctul meu de vedere. Iată că între a 5-a mi-a fost greu să mă adaptez și mi se părea totul horror să am de învățat la alte materii. Clasa 5-a chiar e un șoc de la clasa 4-a, pentru că nu mai ești cu un singur profesor, sau mă rog, 2-3, ai mult mai multe materii și... Na, nu știu de ce oamenii sunt mai speriați de liceu decât de clasa 5-a, sincer. Cred că ar trebui să fie fix pe dos, pentru că în liceu ai cam aceleași materii, poate chiar mai puține, depinde de profilul pe care ești și... Singurul lucru de care ai putea fi speriat ar fi unii profesori. Pentru că lumea este plină de oameni și oameni. Adică veți întâlni profesori care vor considera că materia lor este cea mai importantă. Chiar dacă este vorba de muzică și voi sunteți pe mate infobiling și nu aveți nicio legătură cu muzica. Și vor exista profesori care vor înțelege că materia lor nu este materie de profil și că pe voi nu vă interesează, nu știu, geografia, să zicem. Și vă vor lăsa să stați relativ liniștiți, adică vă vor spune de la început cum vor să vă luați notele, fie din ascultări, fie lucrări, proiecte, și veți învăța strict cât să vă luați notele. Ceea ce mi se pare perfect ok, atât timp cât pe tine nu te interesează asta. Nu știu. În fine. Ideea este să încercați să vă cunoașteți profesorii încă din primele ore, pentru că majoritatea probabil se vor prezenta, vă vor spune ce așteptări au de la voi, ce pretenții au și voi trebuie să fiți atenți la chestiile astea ca să nu fiți luați prin surprindere. Bine, vor exista clar și profesori care vor rămâne o enigmă probabil pe tot parcursul liceului și de la care nu vă veți putea aștepta la nimic, totul va fi surpriză și vă veți trezi brusc cu o lucrare sau cu o ascultare. Voi probabil nu ați fost pregătiți, dar asta e, se întâmplă, e liceul. Spun eu asta care nu a avut în viața ei un doi. Da. Dar ideea este că nu poți clasifica, de fapt poți clasifica profesorii, dar în categorii destul de diferite și nu îi poți cunoaște pe toți, nici măcar după 4 ani sau 8 ani, în cazul meu. Dar ideea ar fi să încercați să fiți cât de cât respectoși cu ei, pentru că asta contează foarte mult. Până la urmă, din punctul meu de vedere, dacă există respect, va exista și înțelegere, pentru că până la urmă suntem oameni, ce poii mei, nu? Un alt lucru foarte important de care trebuie să țineți minte este că profesorilor le place să fie ascultați. Așa că încercați să nu vorbiți peste ei sau să vorbiți cu colegul de bancă din ce ei vorbesc, pentru că posibil vă veți trezi ascultați din neant și veți fi acolo puși într-o situație destul de nașpa în care voi o să stați și o să vă uitați așa ca la lună la profesor și nu o să știți ce să-i spuneți, pentru că normal că n-ați învățat sau încearcă să vă asculte chiar din ceea ce încercați să predea. Deci, nu. Din nou, respectul e mereu foarte important în orice situație, indiferent că e vorba de școală sau de viață în general. Al patrulea sfat: încercați să socializați, dar nu exagerați cu asta.
Și când spun nu exagerați, nu faceți ca mine. Eu, când s-au afișat listele cu colegii, i-am căutat pe toți pe Facebook, i-am dat frumos și un mesaj de genul: bună, ai intrat cumva la mate info biling vânțițeica? Și probabil oamenii stăteau și se uitau așa și se întrebau cine era pe ciudata asta și ce vrea de la mine, pentru că eu, dacă aș fi fost pusă în situația asta, asta aș fi făcut. Dar cu mintea mea de 14 ani nu am gândit așa și le-am dat tuturor mesaj ca să facem un grup, să fim toți fericiți și împliniți și nu știu. Am avut momentele mele de retardism, dacă există acest cuvânt. Încercați să vorbiți cu ei, dar nu fiți prea sufocanți. Ceea ce am mai făcut noi ca să ne cunoaștem mai bine a fost să facem vreo 2-3 întruniri. Am ieșit la suc înainte să înceapă școala ca să facem cunoștință unii cu alții, să ne împrietenim relativ. Tot mai mult le-am împrietenit pe Facebook și după când a început școala ne-am dat seama că nu se treaba chiar așa. De asta v-am și spus înainte să nu aveți prea mari așteptări, pentru că oamenii tind să pară ceea ce nu sunt. Asta e. În fine, am ieșit la suc, ne-am cunoscut, ne-am plimbat, a fost totul bine și frumos. Clasa nouă chiar a fost, cred că, una dintre cele mai reușite, în sensul în care eram și noi mai timizi, nu se formaseră încă grupulețele atât de evidente și cumva socializam toți unul cu altul. Da. Clasa 10-a și a 11-a, fiecare stătea cu prietenii lui, iar în clasa 12-a deja începuse să apară nostalgia și să ne dăm seama că o să se termine totul și că nu o să ne mai vedem, că nu o să ne mai distrăm împreună, că na, în fine, n-am fost noi foarte apropiați, dar ne ajutam dacă era cazul. Cel puțin eu personal l-am ajutat orice coleg care îmi cerea ajutor, indiferent că s-a purtat în ultimul hal cu mine sau nu. Asta e, așa sunt eu. Ultimul sfat pe care aș putea să vi-l dau ar fi să încercați să faceți o impresie bună de la început. Pentru că oamenii în general rămân cu prima impresie. Să încercați să faceți o impresie bună, dar totuși să fiți voi înșivă. Nu să încercați să fiți altcineva, pentru că indiferent de faptul că faceți o impresie primă bună, următoarea impresie sau următoarele impresii nu vor fi la fel de bune și probabil oamenii o să-și dea seama din nou de cum sunteți voi. Așa că e foarte important să fiți cât mai sinceri, încă de la început. Asta nu are legătură cu ce am spus acum, dar să nu fiți pupii încuriști cu profesorii, pentru că probabil nu o să le placă asta, dar colegilor nu o să le placă. Și decât să stați 4 ani în clasă cu niște persoane care nu vă înghit, nu vă suportă și vă pun piedică la orice pas, mai bine încercați, dacă faceți ceva, să faceți în favoarea tuturor, al întregului colectiv, nu doar al vostru. Deci nu pupați profesorii în fund. Și spun eu asta, chiar dacă majoritatea din școală avem impresia că noi, când spun noi, toată clasa, eram cățelușii profesorilor și că făceam tot ce spuneau ei, de fapt nu. La noi a fost ideea că a existat încă de la început un respect și o barieră elev-profesor. Barieră în sensul în care știam să apreciem ceea ce fac și de asta ne-am înțeles noi bine cu profesorii, nu că, nu știu, le aduceam lor în fiecare dimineață. Nu vă imaginați așa ceva. Efectiv, am avut o relație bună cu profesorii pentru că așa am creat-o. Am creat-o în timp și na. Și încă un lucru pe care nu l-aveam în plan, dar de care mi-am amintit super random, ar fi tezele. Poate să vi se pară o trecere bruscă de la 3 teze la 5, cum a fost în cazul meu, pentru că fiind pe mate info bilingv, am avut teză la română, mate, engleză, info și la alegere cea de-a 5-a între biochimie și fizică. Deci 5 teze în câteva săptămâni poate părea ceva imposibil, dar nu e. Și până la urmă gândiți-vă că în sesiunea asta aveți vreo 10 examene în câteva săptămâni, deci o nimica toată în comparație cu tezele pentru care învățați. Până la urmă teza e doar o lucrare, poate care să cuprindă ceva mai multă materie decât o lucrare simplă, dar nu știu, nu am văzut teza ca pe ceva horror. Bine, să fiu sincer, acum au fost materii la care m-am stresat și materii la care nu m-am stresat deloc. Dar ajungem din nou la chestia că totul depinde de profesor și de cum alege să își facă orele. Deja bateria mea licăre și eu să încerc să închei. În mare, astea au cam fost sfaturile pe care voiam să vi le dau.
Sper că acum n-am început să vorbesc prea repede și că puteți să înțelegeți încă ceea ce zic. Dacă nu, dați acolo pe redare mai lentă, nu știu. În fine, dacă mai aveți nelămuriri sau întrebări legate de liceu sau de primul an, puteți să mi le lăsați în comentarii. Și nu uitați că până la următorul video pe mine mă găsiți pe Instagram, pe Studying with Passion și pe Teodora Drugă, unde îmi puteți scrie tot ce vă trece prin cap. În general răspund mesajelor, dacă nu sunt irelevante, de obicei nu sunt și de obicei răspund mesajelor. Deci ne vedem data viitoare. Bye!